Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă nu ești răgușit, ești doar alergic. Am întrebat colegii în dimineața asta dacă sunt răgușit, am răcit, am făcut COVID, lucruri de genul ăsta. Nu, frate, sunt alergic și am auzit o înregistrare cu mine ieri. Mă, dar chiar sună altfel cu serios tot. Că da, sunt altfel. Alergic la cea, e cea mai comună alergie în perioada asta, alergia de polen, de fân, alergia de fân. La graminee, cum se zice. Și cum avem mult fân în București? Măi, nu, da. Acum, dacă... Mediul rural, vân, dacă fân, înțelegeți... Vân, fân. După ce a fost o primăvară mai rece așa, a plouat mult, a venit căldurica nițel, pac, a înflorit toată iarba, s-a terminat. Îmi curge un ochi. Asta e alergia anul ăsta, se manifestă în acest fel, pe voce, evident, nas înfundat, știm foarte bine, și mă mănâncă ochii tare de tot, dar mai ales ochiul drept, curge nu știu de ce. Practic am văzut că și pisoiul îi poche tot așa, la ochiul drept îi curge mai mult, deci poate s-a luat ceva. Și poche e alergic la fân? Băi, nu știu la ce, adică nu cred că e alergic la ceva, dar sunt mulți alergici, chiar așa, sunteți alergici la ceva, prieteni? Sunați-ne la 0372069, stai să mai șterg ochiul un pic, 0372069599, la ce sunteți alergici? Sau care e cea mai ciudată alergie de care ați auzit vreodată? Mie tare mi se pare că viața de alergic este palpitantă, că nu știi niciodată ce o să te lovească și când și cum o să se manifeste. Eu sunt alergic de mic. La ce? La ce lucru? În principiu, la graminee, în general ca Vlad, polen și graminee. Dar la ambrozie ești alergic? La ambrozie nu sunt avem alergic. Noroc. Ione este alergică la ambrozie, dezastru în fiecare toamnă, nenorocire. Interesant e, repet, că pe mine alergia m-a ținut în copilărie, pe urmă, prin adolescență, la un moment dat m-a lăsat în pace, a reapărut la un moment dat, iar în câțiva ani. Uite, de exemplu, anul ăsta. N-ai nimic. Până acum n-am nimic. Nu-i nimic, lasă că mai e timp. Ajută. Da, mai e timp. În alții ani am făcut tot fel de fel de reacții alergice la ceva ce nu știam, că nu știam la ce, adică se manifestă uneori alergiile în diverse forme și poți să devii alergic la lucruri la care nu știai ca fiind alergic până știu, în momentul respectiv. Pe cineva care este alergic la metal. Deci nu poate pune nimic metalic pe piele. Adică... Și mănâncă cu tacâmuri de plastic? Nu, mă, e mâncat pe piele. Adică să ții, de exemplu, deci lănțișor sau... Nu trebuie să țină vergheta la vedere? La aur, nu. Am înțeles. Ce să vezi, la aur și bijuterii, nu. Eu la un moment dat am fost alergic, la un moment dat, la metal, la catarama de la curea. Și făceai dacă pe burtică ceva? Dacă mi-a pe burtică, se mai întâmpla. Se făcea ceva iritație, nu? Și da. Te mânca. Da. Exact. Asta este. Dar m-a ținut tot așa, un sezon două și pe urmă 0372069599. La ce sunteți alergici sau care e cea mai ciudată alergie de care ați auzit și cum e viața de alergic? Hai să vorbim cu Adriana pentru început. Bună dimineața! Bună, Adriana! Bună dimineața! Bună, Adriana! Bună dimineața, băieți! Bună! La ce ești alergic? Eu sunt la ambrozie. La ambrozie, frate, e ceva îngrozitor. La ambrozie și la, probabil, la polen, la fân, știi, dar paradoxul vieții este, muncești o viață ca să-ți iei o casă la țară. Așa, și descoperi. Mă rog, te duci, vrei să te bucuri de natură și faci constat că în anumite perioade tu trebuie să stai cam sechestrat. Că... În casă și cu aerul condiționat pornit, ca să filtreze ce e de filtrat. Da. Da, exact, exact. Deci, dar mă rog, trecem și de asta, ce să facem? Există o lege de combatere a ambroziei. Acum proprietarii de terenuri sunt obligați. Dar nu e vorba numai de ambrozie. Nu, de ambrozie în mod special. Da. De mod special. Este legea dată, e adevărată, dar uite, venim cu mașina de unde suntem noi din Dărăș, de Ilfov. Deci nu-ți spun câte terenuri vezi cu minunata plantă. Sesizare la primărie. Asta, primăria are obligația să aplice legea, se face sesizare la primărie și se insistă, mai ales alergicii la imbrozie au tot interesul să insiste. Oamenii se duc acolo, fac. Problema lor era nu neapărat să acționeze. Problema primăriilor în cazul terenurilor pe care este ambrozie, ai să râzi, este uneori să identifice proprietarii acestor terenuri și să ia legătura cu ei mai degrabă. Da. Că ei ar vrea să facă. Mulțumesc foarte mult. Cred numai bine, vă ascult cu plăcere în fiecare dimineață. Să rămână jos alergiile. Uite, Claudiu e alergic la chinină și nu poate să bea tonic. Apă tonică, de niciun fel. Ai încercat cu gin? Dacă amesteci. Știi că ginul tonic a fost practic creat de britanici, care așa. Ei erau, colonizau tot soiul de locuri în care era malarie endemică. Țânțarul, anofel, nu știu ce. Malaria se combate cu chinină. Chinina este foarte amară și infectă la gust. E foarte greu să o mușcă atare.
Dar ei au descoperit, dragii de ei, că dacă o amesteci cu gin, atunci chinina devine băubilă. Și au inventat apa tonică pe care o amestecă cu gin. Ei, na. Felul ăsta combăteau, apărut, serios? Combăteau malaria până dădeau în alcoolism. Hai să rămânem la alergii. Anca, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Sunt din Bistrița și sunt alergică la toate polenurile posibile care zboară prin aer. Aoleo. Și după ce se declanșează reacția alergică, încerc să mă alergizez la parfumuri, la orice substanță cu care scol pe jos. Mamă, da, ești grav. Da, e chinuitoare. Am ajuns și pe la o dentă, gâtul umflat, nu puteam să respir. Deci da, pentru tine anotimpul preferat cred că este iarna, când nu există flori și nu e polen de niciun fel. E mișto să fii medic alergolog. Nu știu că e așa mișto. Practic vine pacientul și zice am alergie la ce? Nu știu încă. Bun, vom testa pe dumneavoastră diverse substanțe și la aia la care veți fi gata să muriți înseamnă că la aia sunteți alergici. Și ce facem după aia? Păi după aia vă dăm ceva și nu știm dacă trece. Ne, vezi că am aflat că au ajuns și la noi, da. Că înainte nu se făceau decât în Anglia, cu câțiva ani, știu sigur. Așa. Sunt niște analize foarte complexe. Te înțeapă complex. Nu te înțeapă, nu te mai înțeapă. Îți ia sânge și se face un panel la câteva sute de posibile. Serios? Alergeni. Da. Dar costă destul de mult. Aici e problemă. Hai să vorbim câteva momente și cu Sanda. Bună dimineața! Bună, Sanda! Bună dimineața! Dragilor, și la mulți ani pentru cei 21 de ani de radio și sunteți minunați. Mulțumim, dar zine de alergii repede, că nu mai avem timp. Ar trebui să intrăm acum în direct cu Sanda și sunt alergică. Sunt alergică la câteva medicamente, la Fasconal, la antinevragic, la paracetamol, la algocalmin. La asta mai e cum e, că nu le iei. Da, dar problema este că nimeni, în cazul în care se întâmplă ceva, să iasă Dumnezeu pe stradă, ajunge la spital, nimeni nu știe. Și poate să-ți administreze un algocalmin sau ceva, fiind, poate, ferească Dumnezeu, în stare de inconștiență, ce se întâmplă în cazurile astea. N-așpa. În străinătate, mulțumim tare mult. Sunt carduri, inclusiv pentru ce am eu pe așa, sunt carduri care semnalizează. Și le ai în portofel în momentul în care... Și ai card ăsta în portofel? N-am, uite că n-am. Să-ți facem un card. Da, hai, faceți-mi un card. Mulțumim! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.